Bună, sunt Nicoleta Stoc și astăzi o să facem ceva extrem de interesant și mai exact o să degustez dulciurile de la Milka. Cu toții știm despre brandul internațional Milka și astăzi o să vorbim despre el și nu doar o să vorbim, doar și o să-l mâncăm, așa că haideți să începem! Prima cutiuță de la Milka. Și vedem că e o cutiuță nouă, e ceva nou și văd că sunt mai multe gusturi, deci avem extrem, avem un mix. Sunt cutii aparte, deci puteam să găsim pur și simplu Milka cu ciocolată, atât. După asta este nucușoară cu caramel, după asta este colaborație cu Oreo, după avem iarăși ciocolată cu nucușoare, după iarăși pur și simplu este ciocolată cu nucușoare, deci avem așa un mix și puteți să cumpărați cutiile aparte, că dacă vă place ceva din dulciuri, din ciocolatele iese, puteți să le cumpărați aparte sau toți împreună. Noi am ales să le cumpărăm toți împreună ca să le degustăm pe toți, să vedem cum ele arată. Așa că haideți să începem. Și apropo, cutia se deschide foarte efect, nu, se deschide chiar de aici. Sunt multe șoare aici, nu știu cât sunt la număr, dar sunt suficiente ca să saturi. Și haideți să începem noi cu Oreo. Să începem colaborația cu Oreo și vedem cât e de bună. Ciocolata e foarte bună. Ciocolata cu Oreo, colaborația lor, e de nota 10 și e foarte bună ciocolata. Ciocolata de la Milka întotdeauna ține are o calitate bună și întotdeauna e bună, așa că haideți să gustăm următorul gust. Următoarea ciocolată din cutie este cu caramel și mental și roșie. Doamne, și-mi plac cum ele se deschid. E de-a dor. Ciocolata cu mindale și caramel era bună, doar că nu prea simți mindalul și caramela, nu o să simți, dar în rest e bună, practic ciocolata însuși prevalează. Următoarea ciocolată pe care noi o gustăm e cu... e galbenă. Îmi place rău de tot cum se deschide. Absolut, cam publicitate de obicei, nu faci cam publicitate, pentru că nu ești tu, dar acte eu pot. E bună, dar eu aș mai mânca încă, dar luând în considerație câte ciocolată mai am degustat înainte, o mănânc eu pe jumătate, nu mă aventurez eu așa. Până acum am mâncat 3 ciocolate din cutie, acum mai avem încă 2, haideți să continuăm. Următoarea. Eu e alună și ciocolată. Încă n-am ajuns la alună. Dar nu ajung la dânsa, pentru că dacă să ajung, n-ai să mă mănânc ciocolată mai mult. Și ultima ciocolată din cutiuță este pur și simplu. Cred că noi cu asta trebuie să începem, pentru că asta e gustul standard a Milkii. Nu știu ce să spunem, ciocolată simplă, Milka. Cam acestea au fost toate 5 ciocolate din cutie, situație bune, nu prea nu pot eu să le difer, firile mele gustative nu sunt atât de la un nivel înalt că eu să le difer una de alta. Dar, în sine, practic, fiecare ciocolată ne-a plăcut de acolo, e bune și, evident, se poate de cumpărat și de degustat. Și, în plus, cum ele sunt abalate, toate ele sunt așa de drăguță. Mai ales, apropo, cutia se poate de cadonat și să o cadonești, să o dai, absolut, e foarte drăguță și plăcut. Eu, nini ar fi plăcut dacă ar veni așa ciocolată, așa cutiuță de ciocolată. Și următoarea ciocolată, iarăși de la Milka și colaborare cu Oreo și presupun eu ca să aibă același gust pe care l-a avut și ciocolata din cutiuță. Haideți să o gustăm. Cam așa arată. În ciocolata asta am observat că Oreo e în bucăți destul de mari, adică le simți în gură. Dacă în ciocolata așa din cutie, bă, era, Oreo erau foarte mici, aici văd că sunt mai mari, bucățile sunt mai mari și le simți mai bine în gură. Următoarele două ciocolate, sau mai exact napoletane, una cu ciocolată albă sau un fel de cremă albă și alta cu ciocolată. Presupun ea să-mi plac mai mult asta, pentru nimeni tare îmi place ciocolata decât crema albă sau ciocolata albă. Și începem cu dânsa. Are așa un gust accentuat de ciocolată și plus are tot, nu știu, ceva, un fel de cremă sau gem mai viscos în interior. Îi dau un like, la sigur. Următoarea nu e de ciocolată albă, dar e de vanilie și haideți să o gustăm. Nu e rău. Eu credeam că din asta îmi placă, dar mi-a plăcut.
e mega bună. Eu prea spun că e mai bună decât așa e, cu toate că de la început avem... Părerea de la început e foarte greșită, e foarte greșită, trebuie să aveți așa, cum e și ciocolata, așa și oamenii, trebuie să aveți foarte mari grijă la deși. Înainte să degustez cutia asta cu biscuiți, vreau să vă spun că Milka îi produsă sau îi vine cu originea din Elveția și mai exact din anul 1825. Practic, Milka are 200 de ani, deci noi 200 de ani știm de brandul ăsta și îl mâncăm și evident că ne bucură, pentru că Milka e super frumoasă și în plus, doamne, cu cât acurateție și grijă ei ampelează fiecare produs. Poți numai să cadonezi și să-l mănânci. Și ele sunt, ele sunt împachetate în așa parte și mai sunt încă vreo 4-5. Cu toți arată că sunt 4. Îmi pare că sunt mai multe. A, nu sunt 4. Se vede că nu am ajuns pe cutie. Uite așa arată pe cutie și haideți să vedem cum ele arată în interior, dacă pe noi Milka nu ne-am ajuns cumva. Mm-hmm. Cum alea steluța nu s-a încadrat. Dar nu-i nimic. O, e cu următoarea s-a încadrat. Următoarea, practic, e perfect. Nu, haideți, presupunem că în sine arată cum, cum pe fotografii. Haideți să luăm așa o comparație. În sine, nu știu dacă ne-aș lua eu a doua oară cutia asta, dar nu e rău, nu e rău variantă. Are în interior un fel de ciocolată albă și apoi ciocolata de ciocolată cu lapte și biscuitul. Biscuitul e crocant, e bun, se aude, e posibil vă la sunet să auziți crocantul, e să ca publicitate, dar asta nu sigur. De cât eu mi-aduc aminte, ciocolata costa un ron, e un fel de napolitană și haideți să încercăm. Bellissimo. Ca să nu mai repet, o să-i spun că e bună, îi spun că e bellissimo. Are un gust bun, e foarte bun. Se poate dimineața cu un ceai. Sper că nu sunt de ciocolată. Dimineața cu un ceai sau cu o cafea și vă înșepeți dimineața și cu un biscuit de genul ăsta. E foarte bună. Sigur că ciocolata asta care e acoperită, ciocolatul care e acoperit în sus și conținutul, păi e destul de mult și din suflet e pus cu o sânț. Dar noi nu ne oprim la singur ciocolată și trecem la alta. Ciocolata care urmează mi-amintește de un produs. Oarecare produs îmi amintește de ciocolata asta? Să trecem mai departe și să o degustăm. Oh, oh, iarăși văcuța. Văcuța, semnul la Milka reprezentativ e văcuța. Cu un clopoțel la gât. Și la gust, oare deși produs ne amintește? Deși ciocolată mai are așa gust. Știți voi de și ciocolată, așa că nu vă mai spun, nu mai spun eu cu voci tare așa. Pentru finalul videoului am pregătit 3 ciocolate, ele cam sunt așa ambalate. Și începem cu asta, cu Tuc. Colaborarea cu Tuc. E super drăguț, nici nu vrei să o mănânci. Eu în sine mă gândeam, eu știu că Tucul e sărat, din regulă, și are acolo diferite gusturi. Și mă gândeam, într-adevăr, iei Tucul o să-l pui sărat, însuși biscuitul e sărat, așa și-a fost. Așa și-a fost. Adică, sărat cu dulce. Nu are un gust așa urât, cumva neplăcut, dar e straniu. De exemplu, nu e combinația între dulce și sărat în o singură mâncare, nu prea place, dar nu pot să spun că e varianta cea mai rău. Ah! Am prins-o. Ciocolata care urmează e cu bule de aer. E cu bule de aer. Haideți o gustăm, arată foarte așa bine. Eu cred că dacă ciocolata asta stă în frigider, o bucată timp ea să fie o leacă mai tare, păi însuși bulele astea de aer, zona asta o simți mai accentuat decât când e așa la cald. Ultima ciocolată din toată asta Milka, din toată mulțimea asta de Milka, păi iată cam e așa arată. E gen ciocolată albă și ciocolată cu lapte. Și are niște bulițe acolo, nu știu, presupun că e ceva crocant sau mai știu. Uite, fața arată așa.
și în spate arată așa. Ia să gust din zona unde e ciocolata cu lapte. E fel de napolitană bulițele astea. Simt ciocolată bună. Practic fiecare produs pe care l-am gustat azi mi-a plăcut și fiecare e special și bun în felul lui, dar ca să remarc un produs oarecare, o să spun că asta, primul produs pe care l-am gustat, acesta și îmi place. Îmi place că sunt mai multe feluri de ciocolate în interior și plus îmi place rău de tot cum este ambalat, însuși ciocolatele cum sunt ambalate, sunt foarte drăguțe și originale și fiecare în culoarea lor. Mai ales pe mine, personal, mă cumpără foarte mult cum arată un produs și cutia dată îmi place foarte mult. Dar pot spun că fiecare produs pe care l-am gustat azi e bun, mai ales Milka. Nu știu dacă cumva printr-un produs poate să dezamăgească, pentru că ciocolata la dus și seamănă ciocolată cu lapte bună, sau am mai văzut că a apărut ciocolată neagră, tot aș vrea să o gust, dar dacă vă place acest video și dacă mai vreți să continuați ca eu să mai fac astfel de video, lăsați un like, puneți un comentariu și scrieți dacă vă place sau nu astfel de video și dacă o să văd că vă place, o să continuăm cu alte branduri sau alte genuri de ciocolată. Vă mulțumesc că ați ajuns până aici, vă doresc o seară sau o zi frumoasă și la revedere!